O tânără de 22 de ani din județul Arad a murit strivită în mașina lovită de tren. Era singură în autoturism și a oprit la trecerea la nivel cu calea ferată. Apoi, inexplicabil, a pornit mașina când garnitura se apropia și a fost izbită în plin de tren. Între timp, traficul feroviar între Nădab și Șimand a fost redeschis, iar trenurile care au staționat au acumulat întârzieri și de aproape 200 de minute.